Salutare la toată lumea care vizionează videoclipurile mele dubioase în legătură cu barbăritul rațional cu briciu. Arta de mult uitată. Sper să, ca prin clipurile mele să o reînvii, sincer să fiu. Pentru că, sincer, m-am săturat să văd tot fel de reclame la televizor care te fac efectiv să le cumperi produsele, mizeriile din plastic. Și da, și alea bagă la spălat, da. Motiv pentru care da, am încărcat pămătuful cu săpun de bărberit și acum urmează să, da, să-mi creez spuma pe care o aplic pe față. Cred că sunt niște mituri legate de brici preconcepute. În speță, domne, e periculos să te bărberești cu briciu. Ok, e periculos, dar nu e atât de periculos, pentru că tu deții controlul. Practic, tu ești maestru, tu stăpânești briciu. E o analogie mai dubioasă. Pe mine m-a atras briciu de când eram copil. Nu știu de ce, mi se părea un obiect atât de fin, atât de ascuțit, atât de, nu știu, nu pot să vă explic. Adică un briciu făcut, fiind făcut din oțel, e atât de, da, bagă-l la spălat pe tot. E atât de, da, observați, e atât de dur, e din oțel, l-am mai făcută dintr-un oțel foarte, foarte dur și culmea, oțelul ăla foarte, foarte dur se ascute pe o bucată de piele care e foarte fină și foarte moale. E o analogie dubioasă, aș spune. Ia uitați. Dubioasă, dar mie mi se pare interesant. Plus că ești tu cu bucata aia de oțel, nu-l arunci, nu-l schimbi, nu-l... E rămâne a ta. Pe viață. Sau chiar și copilor, evident, ca amintire, sau îl pot folosi și ei. Atunci când doresc. Da. Așa că arta bărbăritului cu briciu se poate deprinde dacă încerci și o iei progresiv, încet, încet, se poate deprinde în părerea mea o lună, două. Nimeni nu vă grăbește, nimeni nu stă după voi, dacă nu vă bărberiți corect, să vă judece, nu-i juriu în spate, domne, ia uite, te-ai ciupit acolo, te-ai... Și eu m-am ciupit la început, evident. Și acum, când poate, când nu sunt atent, mă mai ciupesc. Da, bine, superficial, foarte puțin. Da. Avem și noi, suntem oameni, zile mai bune sau mai puțin bune, nu suntem roboți să avem tot timpul să fie perfect. Da, încercăm să... Eu nu sunt un om pozitiv. Tot e că am foarte multe pe cap. Sunt un om pozitiv, orice ar fi. Pentru că ce faci dacă rămâi? Te gândești ce o să fie mâine? Ce, mâine nu știe nimeni ce va fi. Trecutul nu poți schimba. De ce îți rămâne decât prezentul? Atât. În rest, nu știe nimeni ce va fi mâine. Sau dacă era, cum era, dacă aș fi făcut în trecut, aș fi luat alte decizii? Nu. Nu. Ne rămâne efectiv momentul ăsta, acum când vorbesc eu cu voi. Care, de fapt, a rămas în neant când am spus când vorbesc cu voi. Deci m-a dus. Așa că profitați de orice ocazie o aveți, râdeți, ieșiți cu prietenii, sunați-vă familia, luați masa cu ei, invitați în oraș la o cafea, părinții, bunicii, că timpul ăsta trece atât de repede. Eu am avut o obsesie cu trecerea timpului. Tocmai de-aia am și cerut tata fiind pictor, să-mi facă niște tablouri în legătură cu trecerea, în legătură cu momentul. Mă rog, asta e o discuție mai amplă. Încep să filozofez la ora asta. Cât e? 19 și 21. Seara. 5 noiembrie 2023. Mă bărbăresc de obicei dimineața, dar acum efectiv am avut timp pentru că am fost ocupat toată ziua. Ba la piață, ba cu fiică, m-am plecat prin oraș.
Am fost și de serviciu azi noapte, nu prea m-am odihnit când am venit acasă, cu o seară înainte iar de serviciu. Și s-a acumulat oboseala, dar n-avem ce să facem decât să mergem mai departe. Da, a fost prea de brici, a devenit preferatul meu tipul ăsta de briciuri, frameback. Da. E franțuzesc cu oțel suedez. Cel mai bun oțel e cel suedez. Din ce m-am documentat și ia să vedem. Deci, față de Zollingen, care l-a scut tot eu, pe piatră, și ăsta l-am ascutit tot eu, după ce l-am primit la, de la prietenul meu din București, nu se poate compara. Deci nu se poate compara, vă spun sincer, e atât de ușor și manevrabil, dar senzația pe care ți-o lasă atunci când tai e total diferită, de nedescris. Tu și bucata de oțel. O analogie dubioasă de-a mea. N-are legătură cu bărbăția și cu... Dar pur și simplu. E altceva. E un alt nivel. Ești... La mine cresc firele de păr așa, așa că dau cu briciul contra. În prima fază, în sensul creșterii firilor de păr. Să vedem. Terminat partea. Prima parte, începem cu partea cealaltă. Încep, mișcări fine, progresiv, da? Cu cât luați din spumă, da? Și vi se eliberează, nu o alunecă fața, cu atât ridicați. Asta e esența. Pielea întinsă. Briciu să taie brici și pielea întinsă. Aveți grijă când clătiți briciu să nu loviți cu lama, da? Cu partea tăioasă, să loviți de robinet aici, pentru că l-ați distrus. Partea e atât de fină, e atât de fină, încât la orice atingere l-ai distrus. Trebuie să-l reascuți, evident. Să-i faci din nou geometria și restul. Îi scumuflu, da? Intenționat. La fel și aici. Ca să iasă cât mai mult afară părul. Da, luăm de pe brici, aplicăm săpun de bărberit. Deci senzația pe care îți dă de... Este ca o mașină, v-am mai spus în clipul trecut, ca o mașină sport, atât de manevrabilă, atât de față de ăla care e mai greu, dovul. Nu există teme de comparație între oțeluri. Ha.
Credeți-mă, oricine poate să se... Oricine poate, dintre voi care mă urmăriți, se poate bărbări cu briciu. La fel de bine ca și mine. Trebuie doar să exersați atât tot. Necesită timp, evident că... Nici eu nu m-am bărberit cum mă bărberesc acum la început, dar... Totul se învață în timp. Trebuie să-l mai dau pe stropul de piele, da? Încă 20 de pase pentru alinierea straturilor dorsul din vârf și revin imediat. Am revenit. Urmează bărberitul. Da, îl răspăr. Pam, 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 pam. Da, chestii de mult uitate, dar... Vă dați seama ce calitate aveau obiectele favorite acum mai bine de 100 de ani. Dacă au rezistat până în ziua de azi și își fac treaba mai bine decât obiectele favorite în ziua de azi. Adică după 100 ceva de ani. Lasă, lasă ceaba să fiarbă, că mai e puțin. A scăzut? Mai pune puțin apă, dacă a scăzut. Mai am puțin și o să termin și o să vin. Am ciorbă pe foc. Ciorbă de oase garf. De porc. Mai clătim mâinile, da, să fie uscate. Atunci pe lombriciu mâna, să nu se întâmple alte bălării. Și în răspăr, credeți-mă că e foarte simplu. Și mie mi se părea greu la început. Aoleu, mă tai, mi-era frică, dar na, nici vorba nu e așa. Doar mituri. Verificăm. Da, la mine așa crește aici. Și aici la fel. Tocmai de-aia vin invers. Contra. Da. Ai mai pus apă? Câte? Nu, mai am foarte puțin. Câteva minute și vin. Nu, nu. Pune fida. Pam, 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 pam. Și... Mustața, ce mai rămas la ea? Dar legă mâna. Vedeți, mâinile trebuie să fie uscată, ca să puteți să întindeți pielea. Bum, bum, bum.
Vin cât mai aproape ca să vedeți. Perfect. Perfecto. Pam, 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 pam. Acum, verificăm, da? Dacă mai avem firul de purpură undeva. Să vedem. Nimic. Plătim cu apă rece, da? Am revenit. Știți cum e? Nu mai repet cuvântul ăla incredibil, că vi l-am spus, vi l-am băgat pe câte 100 de ori. Este o senzație atât de plăcută și atât de curată. Simți toată fața. Te simți tu ca alt om, parcă renaști. Pe cuvântul meu vă spun. Nu e din filme, nu exagerez eu cu nimic. Hai că v-am mențit și azi. Vă doresc toate cele bune și spor la vorbirii de copii. Numai bine.